propunem următoarea aplicație. Și anume, se dă o progresie aritmetică în care avem următoarele relații. A1 plus A7 este 42, iar A10 minus A3 este 21. În aceste condiții se cere A15 și S15. Mai întâi, pentru calculul termenului A15, vom utiliza formula alăturată a termenului general. Respectiv vom avea A15, conform acestei formule este egal cu A1, plus 15 minus 1 ori rația, adică 14R. Necunoscutele care apar în această relație sunt A1 și rația, pe care trebuie să le determinăm. Bineînțeles, vom face acest lucru utilizând datele problemei. Mai întâi, din A1 plus A7 egal cu 42, iată, A1 plus A7 egal cu 42, este echivalent cu, vom scrie această relație în așa fel încât să apară peste tot A1 și rația, deci este echivalent cu A1 plus A7 este A1 plus de 6 ori rația, egal cu 42. Echivalent mai departe, A1 plus A1 este 2A1, plus 6R este egal cu 42. De asemenea, avem și oportunitatea de a împărți cu 2 în ambii membri și obținem în final A1 plus 3R este egal cu 21. Relație pe care o vom nota cu 1. Din a doua relație, A10 minus A3 egal cu 21 este echivalent. A10, conform formulei termenului general, este A1 plus 10 minus 1 ori rația, deci 9 ori rația, minus, urmează A3, adică A1 plus de 2 ori rația, deci minus A1 plus de 2 ori rația, minus am fi avut în fața parantezei, deci este minus A1 minus de 2 ori rația, este egal cu 21. Echivalent, A1 minus A1 se reduc și obținem 9R minus 2R, adică 7R, este egal cu 21. De aici rezultă rația este egală cu 21 supra 7, rația este egală cu 3. Relația 2. În relația 2, după cum se observă, s-a eliminat A1. Din 1 și 2, obținem cele două relații, le vom scrie, A1 plus 3R este egal cu 21, iată relația 1, și relația 2, care se reduce la R egal cu 3. Rezultă de aici, înlocuind pe R cu 3 în prima relație, A1 este egal cu 21 minus de 3 ori rația, adică 3 ori 3, 9. Rezultă de aici, A1 este egal cu 21 minus 9, adică 12. Revenind la exprimarea lui A15, căci A15 trebuie determinat, vom obține A15 este egal cu A1, A1 este 12, deci 12, plus de 14 ori rația, 14 ori rația este 3. Este egal în continuare cu 12, plus 14 ori 3 este 42, egal în continuare cu 50 și 4. Mai avem de calculat și suma S15. Iată, S15 va fi egal cu
conform formulei alăturate, este egal cu, începem cu linia de fracție, n, în cazul nostru 15, pe lângă a1, adică 12, plus a15, care este aflat, și anume 54, plus 54, totul supra 2, egal în continuare, totul supra 2, la numărător avem 15, ori 12 plus 54 este 66, putem simplifica cu 2, obținem 15 ori 33 și este egal cu 495. Am obținut în felul acesta următoarele rezultate. A15 egal cu 54 și S15 este egal cu 495.